salut și eu pe toți în seara asta, oameni buni și responsabili, pentru că, da, și faptul că ați venit în seara asta aici este un gest de responsabilitate, arată că sunteți interesați de Domnul, de asemenea întâlniri unii de alții, știu eu ce alte elemente sunt care produc interes, și am venit și eu aici cu niște tineri, doi tineri, unul de 7 ani și unul de 5 ani, sunt acolo în față pentru că și ei au nevoie să audă un mesaj despre responsabilitate. Sper ca să ne fie mai bine acasă după predica asta. Așa că rugați-vă bine pentru mine ca mesajul să aibă efect și cei doi să înțeleagă exact ce vreau să spun pentru ei predică în seara asta și un pic pentru voi. Ok, mă bucur pentru asemenea inițiative, mă bucur că suntem aici închinându-ne înaintea lui Dumnezeu și în continuare vrem într-adevăr să ascultăm ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi legat de această temă așa de importantă, pentru că, să știți, nevestele voastre au nevoie să fiți responsabili, bărbaților, viitoarele neveste știu, dar ele au nevoie, soții voștri, fetelor, au nevoie să fiți fete responsabile, părinții voștri, copiilor, au nevoie să fiți responsabili, copiii voștri, părinților au nevoie să fiți responsabili, societatea are nevoie de oameni responsabili și Dumnezeu are nevoie de oameni responsabili pentru care planuri mari pe care vrea să și le desfășoare pe pământul acesta. Amin? Bun, vă interesează tema? Hai sus să citim textul și apoi să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. În seara asta vom citi din 2 Tesaloniceni, capitolul 3, începând cu versetul 5 până la versetul 18. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, începând cu versetul 5. Iată ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi toți. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă, așa scriu eu. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Ne rugăm Domnului. Doamne Tată, stăm încă o dată în prezența Ta, recunoaștem că ești Domnul Domnilor, recunoaștem că ești Stăpânul nostru, Mântuitorul nostru, pe Tine Te iubim, Doamne, pe Tine vrem să Te ascultăm în seara asta și vrem să ne vorbești. De aceea, Doamne, lasă Duhul Tău aici între noi, puterea Lui la lucru, atinge-ne pe fiecare în parte, deschide inima, Doamne, ca să primim cuvântul Tău și fă și această lucrare pentru gloria Ta, Te rugăm, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Luați loc, vă rog. Ce înseamnă să fii responsabil? Este o întrebare ușor de pus, dar nu e așa de ușor de răspuns. Dar totuși nu putem să intrăm în tema aceasta fără să avem o definiție de lucru, cât de cât, ca să înțelegem la ce ne referim, cel puțin din punctul nostru de vedere în seara aceasta când vorbim despre responsabilitate. Și vreau să încerc o definiție pe care să o reținem și să mergem cu ea mai departe în mesajul din seara asta. Și aș zice așa, a fi responsabil înseamnă să te asiguri că faci tot ceea ce ține de tine
Astfel încât consecințele trăirii tale în toate rolurile și relațiile pe care le ai să fie plăcute lui Dumnezeu. Cine știe să repete definiția asta? Nu toți, doar unii. Hai să o repetăm împreună, da? Deci, a fi responsabil înseamnă să te asiguri că faci tot ceea ce ține de tine, astfel încât consecințele sau urmările trăirii tale în diverse relații și roluri pe care le ai pe pământul acesta să fie plăcute lui Dumnezeu. Ați reținut-o acum? Hai, zi! Repede, repede, că fugi, ești pe timpul meu. Hai, zi! Deci, da? Așa? Aplauze, felicitări! Excelent! Foarte bine! Ok! Hai să dăm câteva exemple, da? Dacă am spus diverse roluri și relații pe care le avem. Studentul. Să se asigure că face tot ce ține de el astfel încât performanțele lui academice să fie plăcute lui Dumnezeu. Da? Alt exemplu, soțul sau soția. Să se asigure fiecare că fac tot ce ține de ei, astfel încât relația lor de familie să fie plăcută lui Dumnezeu. Părinții. Să se asigure că fac tot ce ține de ei, astfel încât copiii să primească o educație bună, plăcută lui Dumnezeu. Nu? Sau să luăm copiii. Să se asigure că fac tot ce țin de ei, astfel încât raportarea lor la părinți să fie după voia lui Dumnezeu. La muncă. Să mă asigur că fac tot ce ține de mine, astfel încât lui Dumnezeu să-i placă modul în care eu lucrez. La biserică. Să fac tot ce pot mai bine și să slujesc în așa fel încât lui Dumnezeu să-i placă modul în care eu lucrez. Observați? Și am putea să luăm orice fel de domeniu al vieții. Asta înseamnă. De fapt, există în Biblie mai multe versete, dar vreau să vă dau două versete care sumarizează această idee foarte bine. Coloseni, capitolul 3, versetele 23 și 24 spun așa. Orice faceți, atenție, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Observați? Aceasta înseamnă să fii responsabil, pe scurt. Să faci totul ca pentru Domnul. În toate rolurile pe care le ai, în toate relațiile pe care le ai, în toate ipostazele în care te afli, efectiv să te gândești că Domnul te însoțește oriunde mergi, este cu tine la fiecare pas, este partener de viață, te însoțește și atunci tot ce fac eu trebuie să-L onoreze pe Domnul. Acum vreau să vă întreb sincer, vi se pare acesta un subiect periferic? Un subiect neînsemnat? Că poate te gândești tema asta, responsabilitate, ce e așa de importantă? Că puteam să alegem teme mai importante, nu-i așa? Iată cât este de importantă tema asta. Dacă Dumnezeu vrea ca tot ce facem să facem ca pentru El, asta de fapt înseamnă să fii responsabil. Și în seara asta aș vrea să ne uităm în textul nostru și să aprofundăm tema asta. Sigur, în textul pe care l-am citit ați văzut că este vorba, avem un fel de studiu de caz despre, ia să vedem, care dintre aceste elemente de aici pe care am identificat-o în text? Ziceți, munca, da? Deci este vorba despre responsabilitatea în zona muncii. Dar ceea ce vom vedea pe acest studiu de caz, atenție, se aplică în toate celelalte domenii. Deci dacă cineva zice, păi stai un pic frate, că eu nu lucrez. Eu sunt student sau sunt șomer sau nu-mi place să lucrez. Atunci cu atât mai mult e bun mesajul ăsta. Dar ce se spune despre muncă se aplică în toate sferele vieții, ok? Și ca să știți la ce ne așteptăm, în seara aceasta avem trei mari obiective. Unu, să încercăm să creionăm un profil al omului irresponsabil. Să vedem și noi cum arată ființa asta care este irresponsabilă. Și desigur să sperăm că niciunul dintre noi nu se potrivește portretului robot și nu ne găsește nimeni să ne aresteze că suntem irresponsabili. Doi, este important să vedem cauze care duc la irresponsabilitate. De ce sunt oamenii irresponsabili? Și desigur nu ne oprim aici, că am încheiat într-o notă negativă. Trei, cu ajutorul Domnului avem și câteva soluții
care pot să ne ajute să ne mișcăm dinspre irresponsabilitate spre responsabilitate, să devenim mai responsabili, să se bazeze lumea pe noi, cum se spune, nu? Ok, haideți să ne uităm în textul nostru și să le luăm pe rând. Mai întâi, profilul omului irresponsabil. Cum arată cei cu risc ridicat de irresponsabilitate? Cum îi recunoaștem? Care sunt indicatoarele care te atenționează? Atenție! Știți cum mergi pe stradă și se apare câte un indicator. Odată când ne uitam pe o carte din asta de pregătire pentru școala de șoferi, a apărut un indicator cu atenție animale și voi ce ați zis că este, tate? Atenție, vaci. Când a văzut indicatorul. Atenție, vaci. Așadar, hai să vedem în textul nostru unde ne apar atenție irresponsabil. Care sunt indicatoarele astea? Înainte de orice altceva, irresponsabilul sfidează regulile. În general, oamenii irresponsabili sfidează regulile. De fapt, numai când aud cuvântul regulă, încep să facă alergie. Și mă uit că unii au început să se miște un pic așa pe aici. Și nu știu de ce. Înțelegeți? Deci, irresponsabilul nu acceptă regulile. Vedeți, textul nostru ne spune în versetul 6: în numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială. Asta înseamnă care nu respectă rânduielile sau regulile. Același lucru este reluat în versetul 11. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Probabil că o să vi se pară ciudat, o să spuneți, stați un pic, chiar și între credincioși în biserică întâlnește asemenea oameni? Atenție! Pavel nu le scria unora care stau pe stradă degeaba, scria unei biserici. Și spune, aud că între voi sunt asemenea oameni. Deci să nu ne mirăm dacă în sala asta aici între noi sunt oameni irresponsabili, să nu ne mire, și să nu ne mire dacă în biserici sunt oameni irresponsabili. De aceea este relevant mesajul acesta pentru noi. Și care e problema cu ei? Care este sensul? Nu respectă regulile, sfidează regulile. În original, sensul este acesta. Ca și cum, imaginați-vă, ai o armată cu, evident, cu mai mulți soldați. Și toți stau într-un pluton, stau acolo așezați într-un rând și la un moment dat vine comandantul și spune, la stânga! Și toți fac la stânga, numai responsabilul rămâne pe loc sau, și mai rău, o ia spre dreapta. Înțelegeți? Este un sens militar aici. Asta e ideea. Oameni care nu vor să respecte regulile. Și ei cred că regulile sunt făcute pentru toți, dar irresponsabilul vesel spune, dar nu pentru mine. Să vă dau câteva exemple ca să înțelegem mai clar. Studentul irresponsabil știe că prezența la seminare este obligatorie, dar el spune, pentru alții, dar nu pentru mine. Sau soțul irresponsabil face glume proaste pe seama soției și când aceasta nu râde, tot el se supără că de ce nu râde. Ați înțeles? Sau soția irresponsabilă își critică soțul în public. Sau părinții irresponsabili pun în brațele copiilor televizoare, plasme și iPad-uri și ce mai pun, tocmai ca ei să nu fie deranjați, să aibă liniște. Sau copiii irresponsabili își mint părinții și preferă să asculte mai degrabă de colegii lor decât de sfaturile părinților lor. Angajatul irresponsabil întotdeauna întârzie la muncă. Nu contează cu ce merge, nu contează dacă e trafic sau nu e trafic, el mereu întârzie la muncă. Regulile sunt pentru alții, nu pentru mine, zice el. În textul nostru chiar avem exemplu de niște oameni leneși, că suntem în domeniul muncii, care pur și simplu nu doreau să lucreze. Slujitorul irresponsabil, că și în biserici sunt, este genul de persoană care lipsește exact atunci când e mai mare nevoie de el. Ați văzut asemenea oameni? Zic, da, frate, facem! Ce proiect avem? Și se apucă lumea, schițează toți, fac proiectul, brainstorming, toate lucrurile. Și când vine ziua cu pricina, unde-i măi cu Tărescu, că nu mai vine? Alo, frate, zice, stai așa că a apărut ceva.
Am uitat că mai aveam o problemă de rezolvat și nu mai pot să ajung. Iată niște exemple. Oamenii responsabili vin cu lozinci de genul, așa sunt eu. Ce să-i faci? Acceptăm așa cum sunt. Asta e personalitatea mea. Eu nu mă pot încadra în reguli. Eu am o fire mai de artist. De artistă. Pe mine nu intru în pătrățica ta. Vreau să mă simt, să zbor, să mă simt liber, liberă. Înțelegeți? Ați văzut treburi de genul ăsta? Sau mai vin unii și spun, nu scrie niciunde că trebuie să faci asta, regula asta. Unde scrie că trebuie să-i dai flori soției? Hă? Ai văzut undeva să scrie vreo lege? Ce lege încalc? Nicio lege. Înțelegeți? Deci ăștia sunt oamenii irresponsabili. Sfidează regulile. Primul lucru. Al doilea lucru despre oamenii irresponsabili, irresponsabilul este băgăreț. Ăștia au foarte mult tupeu și sunt foarte băgăreți. Iată ce spune textul biblic în versetul 11. Auzim că însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, deci sfidează regulile, nu lucrează nimic și atenție, că trebuie să compensezi cu ceva, că nu o să stai toată ziua degeaba. Dacă nu lucrezi, măcar ceva trebuie să faci. Și atunci ce fac? Și se țin de nimicuri. Acum, sensul în original, se țin de nimicuri înseamnă sunt foarte ocupați cu alții. Adică sunt băgăreți. De obicei, irresponsabilii se scuză că n-au timp. N-am timp să ajung la școală, n-am timp să-mi fac lecția, n-am timp să ascult de părinți, mamă, n-am timp să-mi fac curățenie în cameră, n-am timp, dragă, să stau de vorbă cu tine că s-o obosit când vin de la lucru. N-am timp, ei n-au timp niciodată. În schimb, sunt foarte băgăreți, au timp pentru toți ceilalți, nu numai pentru ei, nu, ca să devină responsabili. Se bagă cu nasul în viața altora. Irresponsabilul nu privește în propria lui ogradă ca să vadă care e situația, de teamă să nu devină responsabil. Dar, în schimb, este foarte preocupat de viața altora. Este preocupat de bârfeli, este preocupat de flecăreli. Să vă dau câteva exemple. Studentul irresponsabil pică cu brio toate examenele, dar nu ratează nici un club în weekend. Le ia pe toate la rând. Deci e ocupat cu alte lucruri. Sau soțul irresponsabil îi cunoaște pe toți jucătorii de la toate echipele de fotbal din România și din străinătate, dar nu le cunoaște numele rudelor cele mai apropiate ale soției lui. Sau copiii irresponsabili știu datele de naștere ale celor mai importante staruri de muzică ale vremii, dar nu știu sigur data de naștere a părinților lor. Atenție! Înțelegeți? Irresponsabilul se bagă în viața altora, este preocupat de alții, știe foarte multe lucruri despre alții. Asta înseamnă să fie băgăreț. Și un alt lucru despre responsabili, sunt o povară pentru alții. Așa îi recunoști. Sfidează regulile, sunt băgăreți și sunt o povară pentru alții. Uitați-vă ce spune Pavel în versetul 10. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Păi ce făceau frații? Cea, la pocăiți e bine! Aici viață, frate. Zice, fii atent că ăștia dacă n-ai, îți dau. Și s-au gândit unii și au zis, dar de ce să mă pun eu să muncesc? De ce să mă chin eu să muncesc? Că vine fratele. Și când îmi dă pace, pacea Domnului, pace, ce mai faci, frate? Cum mă duci? Ce să fac, frate? Nu mai am și eu. Dacă un lucru cum stai? Nu, n-am timp, că sunt ocupat să mă bag în viața altora, înțelegeți? Și atunci, frate, hai să-ți dau. Mulțumesc, frate, dar nu trebuia, dar mulțumesc. Și a doua oară la fel, și a treia oară la fel, și a patru oară la fel. Și de fapt ei ajunseseră un fel de paraziți, un fel de povară pentru alții. Și așa îi recunoști pe oamenii responsabili, sunt o povară pentru ceilalți. Și v-am spus, ăsta este doar un domeniu, dar gândiți-vă în toate celelalte domenii. De exemplu, pe studenții, cât de greu este să îl treci facultatea pe un student irresponsabil. Profesorii știu asta, nu mai știu săracii cum să coboare standardul, ce lucrări să le mai dea.
ce să mai facă cu ei? Du-te și mătură și tu în curte. Fă ceva să te trec, să-ți dau un 5. Pentru că ești o povară. Stai deja de prea mulți ani în facultatea asta. Vrem să scăpăm de tine. Ați înțeles? Aici nu prea vă bucurați când zic de treaba asta, nu știu de ce. Sau gândiți-vă pentru o soție și pentru niște copii, ce povară este să aibă un tată irresponsabil, care nu lucrează, care e leneș, care bea bani. Gândiți-vă, ați văzut asemenea familii? Ați văzut ce greu este pentru o soție care vrea, își dorește să-și crească copiii cum trebuie și soțul stă toată ziua la povești, la birt. Ce povară este pentru părinți să aibă copiii responsabili? Totdeauna după ei îl sună, vezi că a spart cu tare, vezi că a furat, vezi că a făcut, să îți facă numai rușine și să trebuiască mereu să repar după ei. Ce povară este pentru copii să aibă părinți irresponsabili și lasă în pace pe copii să crească strâmb, așa cum apucă. Vedeți? V-am spus că aici exemplu este pe muncă, dar în toate domeniile. Deci asta înseamnă omul irresponsabil. Respinge regulile, este un om băgăreț, tupeist și este un om care devine povară pentru cei din jurul lui. Haideți să vedem acum mai departe câteva cauze ale irresponsabilității. De ce ajung oamenii așa? Vă spuneam mai devreme că ei vin și se scuză și spun, așa sunt eu. Dacă așa sunt eu, de fapt, adevărata problemă a omului responsabil este alta. Este o problemă de inimă. Starea păcătoasă a inimii îi face pe oameni să fie responsabili. Și dacă voi sau eu ne regăsim în anumite exemple pe care le-am dat sau regăsim în viața noastră momente în care am fost irresponsabili, să nu încercați să scuzați, pentru că motivul ține de inima noastră, de starea păcătoasă a inimii noastre. Uitați-vă în versetul 12 ce spune Pavel. Îndemnăm pe oamenii aceștia și sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Adică el îi îndeamnă, zice, oameni buni, voi tot cereți, cereți, cereți și tot nu rezolvați problema asta. Hai să vă zic eu cum se face. Puneți-vă și munciți. Și care era problema lor? Nu puteau? Nu știau? Iată ce, cum continuă în versetul 14 și spune, și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vă-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el. Dacă n-ascultă, adevărata problemă este de inimă. Adică dacă sunt răzvrătiți, dacă sunt rebeli, noi le spunem ce au de făcut. Noi spunem omului responsabil ce are de făcut. Dar dacă n-ascultă, înseamnă că adevărata rădăcină a responsabilității este în inimă. Acolo este problema. Inima rebelă și mândră, iubirea de sine, sunt dușmani de moarte ai omului responsabil. Și cei mai buni prieteni ai omului irresponsabil. Deci, nu este o chestiune de personalitate, nu este o chestiune de împrejurări, este o chestiune care ține de caracter. N-are rost să scuzăm lucrurile. Aici nu e că ai o fire de artist. Dacă ai fire de artist, pictează, sculptează, fă bungee jumping, fă ceva, dar nu... Uite, ai văzut? Deci se poate? Se poate. Dar când nu vrei, problema ține de inimă. Este o chestiune de caracter. Soțul tiran, soția nesupusă, copiii răzvrătiți, părinții nepăsători, studenții leneși. Astea nu sunt chestii de personalitate și de împrejurări. E vorba de caracter. Și de ce întârzie mereu angajatul responsabil la lucru? Credeți că e vorba de personalitate și de împrejurări? Nu. E vorba de caracter. Ați văzut că dacă muți și la biserică, dacă pui la 9 programul, unii ajung la 9:30, că spun că e prea devreme. Dacă pui la 10, ajung la 10:30. Dacă pui la 11, ajung la 11:30. Dacă pui la 12, ajung la 12:30. Păi cum se face că la orice oră ai pune, tot se întârzie? Răspuns simplu. E din inimă. Este o chestiune
care ține de transformarea lăuntrică. Nu este o chestiune care ține de împrejurări. A doua cauză care duce la această stare de iresponsabilitate sunt modelele greșite și anturajele greșite. Vedeți? Foarte interesant versetul 6, nu vi se pare interesant? E o poruncă și foarte dură, așa, iar numele Domnului, pe când poruncești ceva în numele Domnului, e serioasă treaba. Și uitați-vă ce spune versetul 6. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială. Acum nu înseamnă că trebuie, când el trece pe acolo, eu să trec pe partea asta-laltă. Și când el trece pe aici, eu să vă pe cealaltă parte. Nu chiar asta înseamnă, ci ideea este să nu te asociezi cu el în a avea model, în a prelua și tu comportamentul lui. Vedeți, modelele greșite nasc oameni irresponsabili. Sunt convins că sunt persoane aici în seara asta care au avut momente în care au devenit ceva mai irresponsabile și una din cauze a fost asocierea cu oameni irresponsabili. Modele greșite. Păi când îl vezi pe unul care doar pierde vremea și îi merge. Bine, și de ce îi merge? Că e povară, că altcineva îl ține. Da? De asta îi merge. Și dacă îl vezi că îi merge, te gândești, asta e un pic, păi dacă la altul îi merge, de ce nu mi-ar merge și mie? Știi? Și atunci încet, încet comportamentul acesta începe să-l preluăm. De aceea modelele sunt foarte importante și nu este puțin lucru că în versetul 8, în mijlocul discuției despre irresponsabilitate, Pavel se dă pe sine ca exemplu de responsabilitate și spune: voi și vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați pe noi să ne luați modele. Căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. Apoi spune: n-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și osenindu-le am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Vedeți? Ei nu erau obligați să lucreze, pentru că ei puteau trăi din Evanghelie, Biblia clarifică asta în altă parte. Dar zice, dacă să fim un exemplu pentru voi, am renunțat la asta și să nu-i luați model pe ei, mai bine să ne luați pe noi. Iată cât de important este ce model ai. Și vreau să te întreb în seara asta direct. Îți dorești să fii o persoană responsabilă? Dacă da, ferește-te de modele de oameni irresponsabili. Când vezi oameni care tratează cu ușurință lucrurile, încearcă să ai o relație doar așa de cunoaștere, de bună, bună, ceau, ceau și cam atât, și încearcă să petreci timp și să înveți de la modele bune, de la oameni responsabili. Și vreau acum să ne uităm în final la câteva soluții care ne ajută să devenim mai responsabili. Dacă ne dorim să se schimbe ceva în viața noastră, o primă soluție, apropo, înainte să spun care sunt soluții, mai trebuie să mai înțelegem un lucru și important. Țineți minte ce spun acum. În general, oamenii responsabili nu vor să devină responsabili. Au nevoie de ajutor. Înțelegeți? Rar o să vezi un om irresponsabil care vine și spune: oh, vreau să devin responsabil, ce am de făcut? Mai rar, asta doar dacă ajunge să fie strâns cu ușa, cum se zice. Alminteri, ca să-l ajuți pe un irresponsabil să devină om responsabil, trebuie altcineva să vină din afară să-l ajute. Și prima chestiune este să-l lași să-și asume consecințele. Textul e foarte clar și spune în versetul 6, în numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială. Vedeți, depărtarea pe de-o parte are de-a face cu a evita modelele greșite, dar pe de-altă parte depărtarea are de face și cu a lăsa să-și asume consecințele. În ce sens să vă depărtați? Păi când credincioșii din Tesalonică vedea pe unul că e foame, din ăsta e responsabil, ia frate pâine. Oh, mulțumesc, Domnul, să te binecuvânteze. Când îl vedea iarăși că e foame, ia frate pâine. Și acum zice, nu, dacă continuați în felul acesta, voi nu-l ajutați. Pentru că problema lui este că nu vrea să lucreze. Ci depărtați-vă, lăsați-l să-și asume consecințele, pentru că foamea va fi un pedagog bun. Și când stomacul va lucra din plin, omul acela va înțelege că trebuie să pună mâna să muncească și o să vezi că o să devină mai responsabil. Irresponsabilul trebuie lăsat liber să zboare.
Că asta zicea că e o fire liberă. Dar să zboare spre a-și asuma consecințele. Nu să fie povară și să zboare. Că zboară pe tine stând. Lasă-l să zboare singur dacă tot zboară. Că unii doar zic, eu vreau să zbor și stau pe spatele cuiva și dau din aripi. Deci doar stau pe spatele lui. Și când îl întreb, dar de ce nu ești responsabil? Eu sunt o fire liberă, zice, dar stă pe spatele cuiva. Nu, chiar vrei să zbori? Zboară atunci! Și asumă-ți consecințele faptelor tale. Implicațiile sunt foarte multe. Și de exemplu, de ce nu se căsătoresc multe persoane astăzi? Una dintre cauze, că sunt mai multe. Vă spun, teama. Multora le este frică să se căsătorească. Și bărbaților, și fetelor. Și știți care este una din principalele temeri? Că sunt mai multe și aici. Le e frică să nu dea peste un irresponsabil. Sau o irresponsabilă. Păi când el stă până la 35-40 de ani cu mama și șosetele îi le cumpără mama și întreabă, mamă, ce culoare să-mi au șosetele? Albe la pantofi sau cum? Ați înțeles? Când fata vede, zice, ouleu, ferească Dumnezeu. Sau, invers, când îi place la un băiat de o fată și discută, dragă, și cum e? Îți place așa să gătești? Să... Ce, eu nu știu să fac niciun ou. Păi ăsta când aude, zice, mi-a părut bine. Domnul să te binecuvânteze. Și dus este. Ați înțeles? Frica. Frica să nu dai peste un irresponsabil. De aceea trebuie lăsați oamenii să-și asume consecințele faptelor lor. Asumarea de responsabilități este vitală dacă vrem să devenim oameni mai responsabili. Și asta spune versetul 10. Atenție! Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Ce înseamnă asta? Lăsați-l să-i fie foame un pic mai mult. O lună, două. Și după ce e foame vreo lună, două, o să-l vezi că începe să zică, măi, dar ce-ar fi să lucrez eu? Atenție, aici este o specificație foarte importantă, că mulți citează greșit versetul ăsta. Mulți spun, cine nu lucrează nici să nu mănânce. Textul nu așa spune. Textul nu spune cine nu lucrează să nu mănânce. Textul spune cine nu vrea sau cine refuză să lucreze. Pentru că sunt persoane care au nevoie de sprijin. De exemplu, sunt orfani, sunt bătrâni, sunt văduve, sunt persoane cu dezabilități. Aceștia au nevoie să fie sprijiniți. De aceea versetul 13, Pavel îl pune acolo foarte important și spune, voi fraților, după ce spune cine nu vrea nici să nu mănânce, spune, voi fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Adică pe ăștia lăsați să le fie foame până se pun la lucru, dar cei care au nevoie să nu osteniți în facerea binelui. Un alt mod prin care putem să devenim mai responsabili, cultura bunului simț. Omul devine responsabil dacă își asumă consecințele și dacă părinții iar mai împinge pe copiii să-și asume responsabilitatea. De asta v-am luat. Ați înțeles? Atunci ei devin responsabili. Dar cultura bunului simț este foarte importantă și uitați-vă la versetul 14, spune și dacă n-ascultă cineva, adică dacă e răzvrătit, dacă are o problemă de inimă, ce spunem noi în această epistolă? Însemnați-vi-l. L-ai ochit? Și după ce vi l-ai însemnat, spune și să nu aveți niciun fel de legături cu el, și aici e important, ca să-i fie rușine. Cultura rușinii, în sens pozitiv, sau cultura bunului simț. Vreau să vă spun o chestiune. Știți când se dezvoltă cei mai mulți oameni responsabili? Sau care e generația cu oameni cei mai irresponsabili? Generația în care nu este cultură a bunului simț și a rușinii. Cu cât într-o generație lipsește cultura bunului simț și a rușinii, cu atât oamenii vor fi mai irresponsabili. Și dacă vrem să ajutăm pe cei din jurul nostru, pe copiii noștri, pe prietenii noștri, pe știu eu cine, să devină mai responsabili, trebuie să ne punem umăr lângă umăr toți, să ne unim, că tot era vorba de unitate, și să dezvoltăm o cultură a bunului simț. Adică să nu mai lăsăm pe nesimțiți în pace. Asta e ideea.
Problema este că cei care au bun simț tac și odată cu tăcerea lor se duc și oamenii de bine. Asta e marea problemă. Am ajuns într-o generație în care oamenii care au bun simț nu mai au curaj să le spună altora că sunt nesimțiți. Și dacă nu le spui, îi ajut să fie irresponsabil. Dau câteva exemple. De exemplu, când auzi pe niște părinți că vin la tine și spun: eu n-am niciun fel de problemă cu copiii mei. Le pun toată ziua în față iPad-ul, televizorul, le dau ce vor ei și mă lasă în pace. Ore ieșiri, până la 1 noapte, văd cum stau acolo și eu mă uit la sărmana Maria, sărmana Ioana, sărmana Ileana și la toate sărmanele de pe lumea asta și nimeni nu mă deranjează. Și dacă tu știi în inima ta că e praf, că nu-i bine așa, dar faci, înghiți așa un nod mare și taci, nu l-ai ajutat. Dar dacă îi spui, foarte rău faci. Nu e bine. Asta înseamnă că îi faci să-i fie un pic rușine. Un pic. Că v-am spus că au tupeu. Dar un pic măcar. Și atunci îl ajut să devină mai responsabil. Sau un alt exemplu, cum v-am spus cu soțul care vine și spune: băi, eu nu i-am mai luat soției flori de 10 ani, i-am mai cumpărat nicio floare. El când de că e deștept, așa de... El zice că a făcut bine. Și tu atunci dacă spui: auzi, îmi pare rău pentru tine, dragule, să nu crezi că asta este dovadă de bărbăție. E, tot cu ie se termină, dar e altceva. Altă ie, de pe alte meleaguri. Nu-i dovadă de bărbăție asta. Sau vine colegul de cameră și spune: eu n-am învățat deloc la examenul ăsta, n-am avut niciun chef să învăț la examenul ăsta. Niciun chef n-am avut. Și dacă tu, care te-ai chinuit acolo și te-ai spetit până la 3 dimineața, taci, n-ai făcut bine. Dar dacă îi spui: auzi, eu înțeleg ce spui, dar nu-ți face cinste. Ce spui, nu mi se pare o chestie deșteaptă. Atunci îl faci un pic să-i fie rușine și îl ajut să fie mai responsabil. Înțelegeți? De asta spune însemnat civil, adică însemnat civil, scoateți-l cumva, să-i fie rușine. Să-i fie rușine. Că rușinea este bună. Dar pe lângă lucrurile astea, și asta e ultimul lucru care am să închei, vreau să fiți foarte atenți că sunt ultimele minute și aici este cheia mesajului. Toate lucrurile astea ajută dacă mai este ceva. Dacă nu este, poți să încerci cât ai vrea, că nu ajuți. Știți până la urmă ce poate să-l ajute pe un om ca din irresponsabil să devină responsabil? Harul și mila lui Dumnezeu. Până când Dumnezeu nu-i transformă inima, nu se va schimba. Astea cu rușinea, cu... ajută un pic, dar esența trebuie să fie în inimă. Și uitați-vă, foarte interesant este versetul 16, care spune așa: însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi toți. Vă amintiți că a spus ceva despre pâine mai devreme? Cum să mănânce pâinea? În liniște. Foarte bine. Dar de ce le spune iresponsabilor că ar fi bine să mănânce pâinea în liniște? Pentru că vrea de fapt să spună că ei sunt neliniștiți. Iresponsabilii sunt neliniștiți. De asta sunt și băgăreți. Vă amintiți că am spus că sunt băgăreți? Ei nu-și găsesc locul. Acum s-a aici, acum s-a acolo, acum vizitează pe cutare, pe drumuri, pe Facebook, pe Twitter, pe alea, pe alea. Uite așa, uite așa e viața lor. Uite așa. Ei nu sunt liniștiți, nu se pot așeza. De ce? Pentru că n-au identitate, n-au viziune, n-au direcție, n-au stabilitate, n-au pace. Problema lor este o problemă de inimă. De asta spune, ar fi bine ca ei să mănânce pâinea liniștiți. Și cine poate să dea această pace? Doar Dumnezeu. În momentul în care îți găsești identitatea în Dumnezeu, abia atunci găsești pacea asta pe care o cauți. Mulți sunt iresponsabili și n-au pace și sunt agitați fiindcă își caută împlinirea în soț, în soție, în copii,
în carieră, în diplome, în bani, în frumusețe, în nu știu ce. Și cum nu le găsești acolo, atenție, că sunt alții care au încercat-o înaintea noastră și n-au reușit, că nu-ți găsești pacea acolo, mereu sari din coace încolo, te apuci de o facultate, nu o termini, o schimbi, te apuci de un job, a doua zi ți-ai dat demisia, vii acasă, te ceri cu mama, trântești ușa. Ce cu tine mai, frate? Liniștește-te, ce ai? Ce s-a întâmplat? Nu-ți liniștit. Nu știu ce cu mine. Nu știu ce vreau. Dar ce? Nu știu ce vreau. Nici eu nu știu ce vreau. N-ați văzut oameni din ăștia? Ați văzut? Ei, care e problema cu oamenii aceștia? Problema este că n-au pace în inimă și nu este o pace pe care o pot da eu sau tu. Numai Dumnezeu poate să dea pacea asta. Și în momentul în care cineva vine și spune, Doamne, în sfârșit am înțeles, vreau să fac din tine desfătarea mea. Vreau să fac din tine pacea mea. Doamne, nu vreau să iubesc nimic mai mult din lumea asta decât pe tine. Știți cum ce se întâmplă în momentul ăla? Uite așa se așează toate. Înțelegeți? Atunci când ne găsim plăcerea, bucuria, identitatea în Domnul, se așează toate frumos în viață. Abia atunci vom începe să lucrăm cu responsabilitate. Abia atunci vom începe să facem lucrurile, cum am spus la început, ca pentru Domnul. Fiindcă ne-am găsit identitatea în El. Nu poți să faci lucrurile ca pentru Domnul când noi vrem să le facem ca pentru noi, ca pentru alții. E foarte logic, e foarte simplu. De aceea, nu este de mirare că versetul 5, foarte interesant, zice, Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu. Pentru că atunci, unde vedem dragostea lui Dumnezeu? Cine știe? Cel mai bine, unde vedem cel mai bine dragostea lui Dumnezeu? La cruce, corect. Adică Domnul să vă îndrepte inima spre cruce, spre dragostea lui Dumnezeu. Și când eu văd cât de mult m-a iubit Dumnezeu, păi dar nu mai trebuie să mă iubească nici Gheorghe, nici Maria, atât de mult și nu mai îmi plâng ore în șir că nu mă iubește nu știu cine, că n-am ajuns nu știu unde, că n-am bani cât cu tare, că nu sunt faimos, că nu sunt... Ce mă mai interesează asta atât de tare? Pentru că mă iubește El, mă iubește Dumnezeu. Păi dacă El mi-a arătat la Golgota cât mă iubește, și atunci eu îmi găsesc împlinirea în Dumnezeu și mă liniștesc, mă calmez și încep să lucrez calculat, nu mai sar încoace încolo, la fiecare oportunist. Nu, mă calmez și încep să fac lucrurile cu responsabilitate, pentru că mi-am găsit împlinirea în El. Și cu asta vreau să închei. Vă spun sincer și țineți minte, din toată predica asta, țineți minte treaba asta, final. Dacă chiar îți dorești să fii o persoană responsabilă, cel mai important lucru este să-ți găsești împlinirea în Dumnezeu. Să înțelegi că Dumnezeu te iubește. Să-ți îndrepți inima spre dragostea lui Dumnezeu, arătată la cruce. Și să nu mai alergi după toate momelele aruncate așa de cel rău în lumea asta. Să te liniștești, să te liniștești, să ai pace. Și atunci o să vezi că începi să fii o persoană mai responsabilă. Domnul să ne ajute să fim oameni responsabili. Amin.